Ce fain vis, mă! Ia, puneți-vă așa într-o linie, să vorbim repede, repede, într-o dâră, așa, într-o linie. Servus, mă, fecior! Ionuț. No, cum îți zice ție? Ionuț. No, și de unde ești? Săpânța. Din Săpânța sau Săpânța limitrof? Săpânța. Mă, tu ești de la Sighet? Nu. No. Servus. Bună dimineața. No, ce bine. Nata, de unde ești? La Borșa? Nu, din Săpânța. Direct, direct? Da, da. Tot neamul de acolo? Nu, aproape. Aproape tot neamul. Și aia de unde? Nu spui că ești din Moldova. Din Hunedoara. No. Ce bine. Nața. Servus, pistruiatule. Servus. No. Câți ani de ții dumneata? 14-15. 14-15? Da. No, păi. Tot Săpânța, nu? Da. Și tropotiți de mult? Da. De câți ani? Eu 5 ani. Nu am auzit că voi tropotiți și în burtă, mă, când sunteți la... Dimineața. Bună dimineața. No. Săpânța, nu? Da. Tot de acolo? Da. De unde e biserica aia mare albă, de nu ea noastră sau aia altă de ea noastră? De ea noastră. Aia de ea noastră. Păi, a ce faci în ea? Dă-te numai așa să salut și doamna. Salut, mâna! Bună dimineața, bine v-am găsit. No, ce, bateți duba? Păi, la nevoie, da. La nevoie se cunoaște. Na, tot Săpânța, nu? Tot Săpânța. Păi, cum se poate? Nata, ficior? Din Ognașul Gatag? Din Satul Gatag? A, păi tu ești venetic. Da. Ziua bună! Laudăm pe sus. De unde sunteți? Din Săpânța. E bun acolo? E bun și pălinca. Și pălinca e bună? Și v-am adus. Dar nu acum. Dar nu a venit nimeni cu mâna goală de acolo. Servus! Alo! Săpânța, nu? Da. Zici și cum te cheamă? Zapta. Și cum zice? A cui? Alu... Toca Zapte. Aha, bine. Dimineața. Ție cum îți zice? Alu... Alu cine? Alu Codre. Ah, no, bine. Și ție cum îți zice? Alu... Alu de Colgă Viluți. No. Și ție? Fata ta Simă din Lubaltă. No. Alu Opa. Mă, voi distrați. Alu Pogace. Alu Pogace? Da. Pogace ce înseamnă? Că ăștia nu prea știu la pâine. București. A, pâine. Alu pâine, mă. Dați-mi voie, domnilor, să chem alături de mine pe cineva care să mă scoată din situația asta. Doamna Emma Stoica, șef serviciu la Creart, și doamna Maria Zapca, ce însoțește delegația de la Săpânța. Curaj, doamnelor! Bună dimineața! Bine ați venit pe la noi! Hai să ne întoarcem cu fața spre cameră. Să rămână bună dimineața! Bună dimineața! Stați un pic să vorbesc cu ei de la oraș, apoi ne întoarcem la ei noștri, ca să... Ce caută copilașii ăștia senzaționali în București? Bună dimineața și bună bine dimineața. V-am găsit. În primul rând, permiteți-mi să vă fac invitația la o mare sărbătoare în Așa. București. Da. Primăria Municipiului București, prin CREART, Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București, organizează Festivalul Internațional de Folclor, Muzici și Tradiții în Cismigiu, în perioada 20-22 iunie. Am auzit de chestia. Vineri, sâmbătă, duminică. Am înțeles că sunt foarte multe ansambluri. Este o sărbătoare a tuturor, pentru toate categoriile, pentru familie, prieteni, bunici, așa se și explică că avem alături de noi copii, dar vor fi spectacole și folclorice și de folclor reinterpretat și ansambluri din străinătate. Și, deci gama este foarte diversă și teatru și sunt foarte multe manifestări. O să aveți multe zone de interes, unde fiecare dintre dumneavoastră, indiferent de vârstă, indiferent de preferințe, o să găsească ceva care să-i fie pe plac. 20-22 iunie, în Cismigiu. Vineri, sâmbătă, duminică. Vineri plecăm cu parada pe bulevard. Da? Pe ce bulevard? Deci din fața Ateneului, Calea Victorie, Cercul Militar, Elisabeta și intrăm în Parcul Cismigiu, unde fanfarele o să vă introducă în atmosfera de sărbătoare. Și apoi încep cele trei zile de program. De dimineața până seara. 10-22. Da. Ați văzut? Am rezolvat. Dumneavoastră ce mă? Bine, bine, sunteți cu...